Astra giurgiu rămâne neînvinsă și după cel de-al cincilea meci disputat în Liga Europa. Al negri au defilat în Slovacia, impunându-se contra celor de la Ase Trencin cu scorul de 3 la 1. În ciuda faptului că au evoluat fără trei titulari și l-au avut pe antrenorul Isăilă doar în tribună, Giorgiu a au început furibun meciul, deschizând scorul în minutul 8 prin Budescu. De care Astra a reluat cu latul din afara careului o minge respinsă greșit de portarul slovacilor. Tembo a dublat avantajul Astrei în minutul 49 după o centrare a lui Budescu și o Parada lui Volesac, zambianul care s-a prezentat la meci cu un nou look, este la cel de-al doilea gol marcat pentru Giurgiu Veni în Liga Europa. După alte două minute, Fataia a înscris și el după o cursă de 40 de metri, ducând scorul la un neveros 0 După o ratare imensă a lui Tembo, slovacii și-au adus aminte că evoluează pe teren propriu și au luat cu asal poarta lui Silviu Lung, având inclusiv o bară după un șut de la mare distanță. În minutul 81, Ase Trencin a marcat golul de onoare prin Holube, care a profitat de capa iașia lui ben Iusef. Franco tunisianul pierzând mingea la marginea careului de 16 metri. Cu trei goluri marcate în deplasare, Astra este candidată certă la calificare. Returul este programat joi, 8 august, pe Arena Națională din capitală.